Cum se deschide împărăția lui Dumnezeu înăuntrul inimilor noastre? Mărturie Eu am fost prinț, am avut o avere foarte mare și am dus cea mai elegantă, cea mai luxoasă și mai risipitoare viață. Soția mi-a murit și eu trăiam fericit cu fiul meu, care avea serviciul de capitan în garda regală. Odată, pregătindu-mă să plec la un bal, la o persoană foarte de seamă am fost foarte supărat pe valetul meu. În plină furie, neputându-mă stăpâni, l-am lovit fără milă în cap și am dat ordin să fie trimis la el în sat. Acestea s-au întâmplat seara. A doua zi, valetul a murit. Acestea toate s-au mușamalizat, iar eu, după ce pe moment mi-a părut rău de imprudența mea, am uitat repede cu totul această întâmplare. După șase săptămâni, valetul care murise, a început să mi se arate, mai întâi în vis, în fiecare noapte, tulburându-mă și mustrându-mă cu aceste cuvinte pentru fapta mea. Om fără conștiință, tu ești ucigașul meu. Mai târziu am început să-l văd aievea, în stare de veche, cu cât trecea timpul, cu atât mai des mi se arăta, sfârșind prin a mă supăra aproape necontenit. În cele din urmă, Împreună cu acesta vedeam și pe alții bărbați răposați, pe care îi jignisem prin asprimea mea, și pe femeile pe care le dusesem în ispită. Toți aceștia mă mustrau neîncetat și nu îmi dădeau pace, astfel că nu mai puteam nici să dorm, nici să mănânc, nici să mă ocup de ceva. Puterile mi se slăiseră cu desăvârșire, și mi se lipise pielea de oase, de slăbiciune. Toată silința medicilor. Nu m-a putut ajuta cu nimic. Am plecat în țări străine ca să mă tratez și după un tratament de jumătate de an nu m-am simțit cu nimic mai bine. Iar vedeniile care mă chinuiau se mulțeau mereu, fără milă. Am fost adus de acolo abia viu. Am încercat astfel grozăviile infernale ale chinurilor sufletești. Mai înainte de despărțirea sufletului de trup, atunci m-am încredințat că există iadul și am aflat ce înseamnă acesta. Fiind într-o astfel de stare chinuitoare, mi-am recunoscut fără de legile, m-am spovedit, am slobozit pe toți oamenii care îmi slujeau și m-am jurat ca să mă chinuiesc toată viața cu tot felul de osteneli și să mă ascund în chip de cerșetor pentru ca, pentru fără de legile mele, să fiu cel mai de pe urmă slujitor al oamenilor din clasa cea mai de jos. De-abia mă hotărâsem cu tărie să încep această viață, că vedenile care mă supărau s-au sfârșit. Simțeam o bucurie și o desfătare atât de mari, care îmi veneau în împăcarea cu Dumnezeu, încât nu le pot descrie. Iată, așa am aflat tot din experiență ce este raiul și în ce fel se deschide împărăția lui Dumnezeu înăuntrul inimilor noastre. Sunt 15 ani de când rătăcesc prin această Siberie. Uneori mă angajam la munci grele la țărani, alteori îmi procuram hrana cerșind în numele lui Isus. Ah, ce fericire, ce mulțumire și ce conștiință liniștită am avut eu în toate aceste privațiuni ale mele. Asemenea, bucurile poate simți pe deplin numai cel care este mutat dintr-un iad chinuitor în Raiul lui Dumnezeu, prin mila Mântuitorului, din cartea faimoasă, Pelerinul Rus.